În ultimii 20-25 de ani tehnologia a evoluat fantastic. Știm cu toții cum sunt noile telefoane față de ce am avut la început. Și tehnicile chirurgicale au evoluat foarte mult. Endoscopia se, dacă ne uităm la etimologia cuvântului, endo și scopie, avem de văzut înăuntru. La asta se referă, sunt mijloace tehnice moderne de vizualizare a patologiei nazale la un nivel profund. Se folosesc sisteme video performante, camere Full HD, inclusiv au apărut camere 4K. S-a încercat și folosirea tehnologiei 3D, însă în cazul acesta particular nu a fost de mare ajutor. Tehnica permite chirurgului să vadă înăuntru, să vadă de aproape, să vadă cu mare claritate despre ce este vorba acolo. Această tehnică se poate folosi practic în absolut toată patologia nazală. Începând cu patologia obstructivă, deviațiile de sept, nu toate se pot opera endoscopic, însă o parte se pot opera endoscopic, se pot opera în condiții mult mai avantajoase față de o operație clasică, în sensul că nu mai necesită tamponament, scade durata de spitalizare, scade în primul rând disconfortul pacientului. Patologia obstructivă se mai referă și la hipertrofia de cornete nazale, care este des întâlnită, apare din cauza factorilor de mediu, poluare, fumat, stat în medii cu praf, cu diverse noxe, inflamații repetate ale nasului și uite așa ne trezim că nu mai putem respira din cauza acestor cornete nazale care se umflă. Ele sunt ca niște rezervoare, au o structură specifică, ca niște rezervoare pline cu sânge și se umflă în special în poziția declivă, când stăm culcați. Pare obstrucție nazală în balanță. Se poate folosi și în obstrucția sinusală dată de hipertrofia cornetelor medii. Uneori acestea au o bulă de aer în interior și sunt foarte mari de volum și practic împiedică ventilația, aerisirea sinusurilor. Se numește concabuloza și prin endoscopie este o chestiune foarte ușor de rezolvat și cu disconfort minim. Mai departe, endoscopia poate fi folosită în patologia inflamatorie nazală. Practic, sinusitele cronice sunt o inflamație cronică, prezență de puroi în nas, de secreții care tot timpul se scurg în gât, deranjează pacientul, îl fac să tușească și așa mai departe, un disconfort aproape permanent. Având această tehnică la dispoziție, putem să vedem exact ce se întâmplă înăuntru. Anatomia este extrem de complexă. După cum le spuneam și cizitorilor noștri, sunt tem diferiți. Părem la fel, dar nu suntem la fel. Fiecare se dezvoltă într-un anume mod și mai ales în zona sinusurilor paranazale, care sunt de fapt niște cavități cu aer prezente în jurul nasului. Ele se dezvoltă diferit la oameni din cauze genetice, din cauze de patologie inflamatorie în copilărie și așa mai departe. Cu ce ne ajută tehnica asta? Ne ajută pentru că intrând în profunzime vedem de aproape ce se întâmplă. Imaginați-vă că pe vremuri se făceau aceste operații cumva prin nas în orb. Nu vedeai exact ce faci acolo. Și sunt structuri care sunt extrem de importante în jurul acestor sinusuri paranazale. Da? Vorbim de orbite cu ochi, glob ocular, nervi optici. Având această tehnică la dispoziție, precizia actului chirurgical este foarte mare.
desigur, contează și experiența chirurgului și instrumentele pe care le are de dispoziție și foarte multe lucruri, dar o mână antrenată poate să rezolve problema în detaliu acolo. Și iarăși, sfârșitul operației presupune o hemostază bună. Uneori nu necesită tamponamentul atât de blamat în chirurgia nasului. Practic, majoritatea pacienților sunt extrem de speriați de acest tamponament și de extracția lui. În ziua de astăzi lucrurile au evoluat. Sângerările nu mai sunt atât de mari postoperator, tocmai pentru că vedem ce facem acolo și nu distrugem și țesuturile sănătoase. Le explic despre ce e vorba și mulți sunt interesați de durerea legată de intervenția chirurgicală. Și practic în ziua de astăzi operațiile acestea se fac cu anestezie generală. Deci la momentul operației nu doare nimic pe nimeni. Însă postoperator, disconfortul major era legat de acel tamponament, care pe vremuri, trebuie să recunoaștem, era un pic brutal. Se făceau cu niște meșe care aveau câțiva metri lungime și pacientul suferea la fiecare extracție. În ziua de astăzi se folosesc, în cazul în care mai este nevoie, folosim niște tampoane speciale care sunt date cu diverse geluri, conțin diverse geluri hemostatice, sunt uleioase, sunt moderne, să zic așa, și disconfortul pacientului scade foarte mult.